Evenimentul rutier a avut loc astăzi dimineața aproape de ora 11. Două autoturisme, un BMW și o mașină de teren marca Ford Ranger circulau dinspre Botoșani spre Săveni. La un moment dat, conducătoarea auto din BMW a vrut să depășească o mașină Dacia Logan care staționa pe marginea drumului. Tânăra și-a dat seama că nu poate efectua depășirea, întrucât din sens opus circula o altă mașină și a frânat puternic. Însă din spatele BMW-ului a venit cu viteză autoturismul de teren Ford Ranger, care de asemenea a frânat, însă nu a reușit să evite impactul. S-a izbit în BMW-ul din fața sa, care la rândul său a intrat în autoturismul Dacia Logan, care staționa. Însă autoturismul de teren a intrat în coliziune și cu autoturismul Volkswagen, care circula din sensul opus. Deși șoferul a încercat să tragă de volan, nu a reușit să evite impactul, iar după ce a fost lovit de Ford, s-a răsturnat pe carosabil. Tânăra, care se afla la volanul autoturismului BMW, spune că nu a realizat ce s-a întâmplat decât atunci când a coborât din mașină. Din fericire, femeia nu a fost rănită. Eu eram în mașină, vreau să depășesc normal, dar era mașina cea roșie parcată și nu aveam loc. Și venea mașina în contrasens și am oprit. Și în momentul ăla, nu știu ce s-a întâmplat, domnul de lângă a intrat depășire, m-a izbit, n-am mai văzut nimic după. Mașina de teren, nu? Da. Și presupun că cealaltă venea de pe contrasens. Da. Da, dar eu n-am mai văzut cu cea din spate ce s-a întâmplat, am văzut abia când am ieșit din mașină. Aveau viteză? Da, era o viteză și eu aveam viteză, am frânat destul de brusc și eu, pentru că nu văzut mașina, nu era pe avarii, și, dar am reușit să opresc până la urmă, dar doamne, din spate, ci când am mai reușit, că viteza era prea mare și avea ceva încărcătură și nu am mai reușit. Ați pățit ceva? N-am pățit nimic, mai mult de șoc, n-am pățit nimic. La fața locului au ajuns echipaje de ambulanță, pompieri, dar și polițiști. Și am fost solicitat pentru un accident rutier în raza comunei Ungureni, aproape localitatea mea Viteazu. Accidentul a fost produs, implicate 4 mașini, 2 persoane au fost preluate de ambulanța SAJ înainte să ajungă echipajul de la Garda Săveni. Am intervenit pentru depărtarea bornelor de la mașini și eventual așteptăm depărtarea mașinilor pentru curățarea carosabilului. Oamenii legii au testat alcool scopic pe toți șoferii implicați și au demarat cercetările pentru a afla cum s-a produs accidentul. Cei 4 conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. În cauza a fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând să se efectueze cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier. Cele 3 persoane rănite au fost transportate la unitatea de primiri urgențe cu ambulanțele. Una dintre ele este în stare gravă.